Rușii pun în acțiune cele mai puternice mașini de luptă în războiul cu Ucraina. Vehiculele Terminator, cunoscute pentru capacitatea lor de a lovi trei țintre în același timp, au fost filmate de localnici ucraineni pe străzile din regiunea Lugansk. Armamentul vehiculelor cuprinde rachete supersonice, două tunuri și două lansatoare de grenade. Producătorul se laudă că este aproape imposibil ca cineva să supraviețuiască atacului lansat de un astfel de vehicul. Mașinile Terminator au fost construite să funcționeze în orice tip de condiții climatice și pe orice teren.